viticola Sarica Niculițel a fost cunoscută și este în continuare cunoscută și vinurile produse aici sunt apreciate. În special, vinurile obținute din soiul Aligoté, un soi care s-a aclimatizat foarte bine. Dovadă că anul acesta a fost recunoscut vinul produs din soiul Aligoté pe plan internațional printre cele mai bune vinuri din soiul Aligoté la nivel internațional. Drept că suprafața de plantații viticole a scăzut foarte mult comparativ cu suprafața de acum 30 de ani, ca să spun, undeva aproape de jumătate a scăzut, însă activitatea nu a încetat. E drept că nu suntem, să spunem, foarte susținuți sau mulțumiți de câștigurile pe care le obținem din viticultură, dar nu va dispărea, sunt convins, această activitate și viticultura va fi în continuare principala, să spunem, ocupație și motivul de notorietate a localității. Ce le-ar mai trebui oamenilor ca să fie foarte mulțumiți de câștigurile din viticultură? Sunt multe de spus aici. În primul rând, le trebuie în primul rând să existe o piață a strugurilor. În momentul acesta, micii producători, pot să spun că au întâmpină greutăți foarte mari în a-și valorifica producția de struguri. A doua, tehnologia. Mă refer la lucrările mecanizate care trebuie, este învechit, parcul de utilaje este învechit, mai ales la producătorii mici. Noi avem undeva cam 4800 de hectare teren agricol, din care în jur de 860 de hectare mai sunt plantate cu viță de vie acum. Nu este puțin, este mult. 800 din 4800. Viticola Sarica Niculițel, firma care deține cea mai mare suprafață din plantațiile viticole, deține tehnologie pentru recoltarea mecanizată a strugurilor. În felul acesta și-au rezolvat problema forței de muncă, care este o problemă, mai ales că vița de vie necesită foarte multe lucrări manuale. Deci de la tăiat, legat, revizuit, dirijarea lăstarilor, recoltatul, întreținerea, sapa, să-i spunem. Odată mustul presat trece printr-un procedeu de limpezire, de decantare, doar partea limpede se trage mai departe, se pune la fermentat cu drojdii selecționate, avem pentru fiecare vin în parte o selecție de drojdii bine aleasă. Fermentația durează cam 3 săptămâni în medie, pentru că se face la temperaturi cât se poate de jos, cât permite drojdia respectivă, între chiar 11-12 grade până la 16 grade în medie. Bineînțeles, sunt soiuri, cum e un Chardonnay sau un Sauvignon Blanc, unde mai ridicăm, depinde de ce vrem să obținem. Mă refer la vinurile albe, la roșii sunt temperaturi mai înalte, până spre 26-28 chiar, așa. După care? După care se finalizează fermentația, se completează acel sulf pentru a conserva ce am obținut, după care încep procedee de pritocire. Ce înseamnă? Adică vinul limpede se trage de pe depozitul care... Decantare. Da, care s-a decantat în bazin. Mai departe, la câteva luni, se... Nu intră imediat în sticle. ...proces de limpezire, da, de filtrare. Trebuie stabilizat fizic, chimic, biologic. După care ajunge și la sticlă. Aligoteul nostru a câștigat anul ăsta distincții foarte... înalte. În România, la un concurs local, se pare că a fost cel mai bun.
printre consumatori, aligoteuri sunt foarte multe bune și vreau să zic că calitatea s-a ridicat mult în România și felicit pe toți producătorii de aligote. Nu suntem singurii. Ce îmi place că au apărut dispute, concurență și se dă importanță din ce în ce mai mare acestui soi, care zic eu că este de viitor, cel puțin pentru zona dobrogeană, pentru sarica niculițel în primul rând, o să fie ceva special și ceva consacrat. Pentru că de când s-au luat aceste utilaje moderne, asta se întâmplă de 3 ani de zile, a avut o calitate constantă. La concursurile unde a participat a luat aur în principal, creșterile în vânzări sunt mari pe un produs care nu este ieftin deloc. Și vreau El este dulce, demi-dulce, sec, demi-sec? Aligoteul este doar sec. Se asociază foarte bine cu peștele, este un soi, că toți suntem aici în delta, și lumea, chiar prietenii enologi care trec pe aici, nu ne ocolesc, doresc să asocieze vizita în delta cu aligoteul de la sarica niculițel. Ce contează cel mai mult aici, în vie, pentru un strugure, ca să devină bun în cele din urmă? Contează multe. În primul rând, concentrația minimă în zahăr a mustului. Nu poți să culegi oricum un strugure și să obții un vin bun. Până nu ai, depinde ce dorești să, ce fel de vin vrei să faci. Și în funcție de asta, îți alegi momentul optim de cules. Nu e suficient să fii de la niculițel și să poți să produci, să faci vin și să pui pe o etichetă sarica niculițel. Nu, trebuie să îndeplinești anumite condiții de calitate, atât în ceea ce privește plantația și atât în ceea ce privește tehnologia de vinificație. Și pentru asta mai trebuie să mai și plătești o taxă statului ca să poți beneficia de această denumire de origine. Pentru că statul, într-adevăr, nu vrea ca să niște vinuri compromise să poarte denumirea sarica niculițel și să fie compromis astfel și denumirea de origine sarica niculițel, sigur că da. Sunt anumite etape, sunt anumite proceduri care se trebuie să îndeplinite, parcurse și să ajungă în final vinul să fie pe masa fiecăruia dintre noi. Oportunitatea acestor fonduri de reconversie a plantațiilor viticole a trebuit să fie pusă în valoare, întrucât patrimoniul viticol, să-l numim comunist al României, avea deja o vechime, o exploatare intensivă, ceea ce nu permitea să spunem să facem față noilor provocări economice și de calitate a vinului care le-a oferit această reconversie. Iar anul trecut am încheiat un ultim proiect de 3 hectare, deci însumând acum aproximativ 15 hectare de vie din soiurile, să spunem, consacrate Podgoriei sarica niculițel, respectiv aligote, merlot, sauvignon blanc, riesling de Rin și muscat otonel. Credem că este o structură bună de soiuri pentru această zonă, oferă o posibilitate a realizării unor vinuri, să spunem, de toată gama, aromate, seci, demiseci, în raport cu moda, vinul tradițional aligote, care va fi, să zicem, întotdeauna standardul niculițelului. Ușor, ușor, cu aceste plantații tinere, sper să fie un proiect a la lung, care să ne permită nouă, să spunem, să ne trăim viața, traiul, să ne realizăm profesiunea, că asta este profesiunea noastră, și să respectăm tradiția viticolă a regiunii și respectiv a Podgoriei sarica niculițel.